Directorul general al șantierului naval de la Giurgiu, Adrian Patriche, spune că societatea pe care o conduce a avut o relație bună cu administrația locală încă din 2004, de când a fost deschisă producția de nave. El consideră că Giurgiu are potențial de dezvoltare industrială și că acesta trebuie tratat cu atenție. Există infrastructură, e adevărat, care astăzi trebuie reconsiderată, iar un parc industrial în care activitatea industrială să poată să se desfășoare în afara orașului pe o zonă care să permită investitorilor să participe cu investiții majore și cu capital în zona industrială are șanse ca în viitor să poată deveni o realitate. Adrian Patriche spune că tradiția construcțiilor de nave, care datează de peste 100 de ani la Giurgiu, a favorizat relansarea acestui sector industrial. Șantierul naval a fost înființat în anul 1897, iar anul viitor va împlini 120 de ani de existență.